E un prilej de mare bucurie să fim din nou împreună la închinare și e un prilej de mare bucurie să fim din nou, din nou acasă. Doar când ești plecat departe, simți ce, ce mult îți lipsește biserica, frații și sororile tale. Ne bucurăm tare mult să fim din nou acasă. Țin să vă spun că de fiecare dată, de fiecare dată când 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 stau în fața dumneavoastră, în fața voastră, mă cutremur la gândul că eu predic cuvântul lui Dumnezeu și sper din toată inima ca, ca gura mea să fie, ca, ca limba mea să fie, ca pana mâna unui scritor iscusit și din toată inima mă rog ca cuvântul pe care Dumnezeu-l are pentru noi pregătit în această dimineață să să zidească, să vă sfătuiască, să vă mângâie, să vă întărească, să ne întărească. Am emoții mari, dar să știți că emoțiile puține mi-au fost date la o parte de Ema Jarda, de micuța lui Petre. Cânta cu toată ființa ei și lăuda pe Dumnezeu cu toată ființa ei și n-ai cum să nu fii întărit când, când vezi copii lăudându-L pe Dumnezeu cu toată ființa și cu toată inima lor. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți copiii și pe toți tinerii biserici impact să facă Domnul din ei oameni mari. Poți să pui, te rog frumos, slide-urile. E minunat că prin Harul lui Dumnezeu, prin, prin mila și îndurarea Lui, ne putem apropia încă o duminică de, de cuvântul Său. Ne putem apropia de una dintre cele mai importante cărți din punct de vedere teologic din Noul Testament. Cartea romani constituie uh, cel mai apropiat model de prezentare sistematică a teologiei din Cuvântul lui Dumnezeu. Mari oameni al lui Dumnezeu au fost influențați de această comoară, de această carte superbă, de, acest, de această epistolă lui Pavel către romani. Augustin de Hippo, marele, marele teolog, a fost convertit în urma lecturării cărții romanii. Se spune că în anul 386, fiind supărat, dezamăgit de starea lui păcătoasă, de, de situația lui, stătea într-o grădină și, și plângea și se tânguia, îș, își smulgea părul din cap și a auzit o voce a unui copil din grădina alăturată. Repetând într-una, ea și citește. Ea și citește. Și în starea aia de resuscitare, acest mare teolog, Augustin de Hippo, a luat această voce ca pe o voce divină și a început să citească Cuvântul lui Dumnezeu și a ajuns la Romani, capitolul 13, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu vă îngrijiți de carne, să nu purtați grijă de carne ca să-i treziți poftele. Și cuvântul acesta a fost îndeajuns pentru Augustin de Hipontelog atât de important, de neînlocuit chiar la 15 secole după moartea sa, încât acesta a capitulat înaintea lui Hristos și ceea ce, oamenii reușis, ceea ce oamenii nu reușiseră, de rândul să facă, a reușit acest mic sfat din cuvântul lui Dumnezeu. Martin Luther, bineînțeles reforma protestantă, a, a început... Când Martin Luther a înțeles, citind Cartea Romanii, că îndreptățirea noastră se capătă prin credință, că neprihănirea noastră este prin credință. John Wesley a primit siguranța mântuirii când a citit un comentariu al lui Martin Luther asupra cărții romani. În fine, Jean Calvin a fost, a fost puternic influențat de această comoară, de această carte superbă și a ajuns să spună la un moment dat așa, când cineva a ajuns să înțeleagă această epistolă, a dobândit o înțelegere a întregii scripturi. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească, să înțelegem cuvântul Său pe deplin. De câteva săptămâni suntem și noi prin această, prin această superbă epistolă, încercând cu toată inima să, să ne apropiem de Dumnezeu, nu legați de păcat, ci atrași de, de puterea și de binecuvântarea și dragostea lui Dumnezeu. Am înțeles că săptămâna trecută ați, ați aflat, am, am învățat lucruri extraordinare. Și anume că lui Avam credința i a fost socotită ca neprihănire și aceasta i a fost socotită ca neprihănire, ne are în vedere și pe noi. Pe noi, cel care credem în Cel care a înviat din moți pe Iisus, Domnul nostru, care a fost dat pentru păcatele noastre și care a fost înviat pentru îndreptățirea noastră. Dumnezeu a făcut lui Avram o promisiune extraordinară și a spus așa, Avrame, din tine am să fac un neam mare. Uită-te la, la, cer, poți să numeri stelele de pe cer. Păi nu poți să-l număr, Doamne, că sunt prea multe. Așa va fi sămânța ta, Avrame. Eu voi face din tine un neam mare. Voi face din tine o binecuvântare. Nu i-a spus Dumnezeu lui Avram, Avrame, dacă poți să numeri stelele de pe cer. Avrame, dacă te vei chinui să trăiești înaintea mea o viață sfântă, dacă voi face și vei drege, voi face din tine o, o binecuvântare mare, voi face din tine un mare. I-a spus doar așa, Avrame, voi face din tine un neam și o, și o binecuvântare pentru toate națiunile Pământului. Și Avrame a crezut lucrul acesta. Și această credință i-a fost ocotită ca neprihănire. Am aflat că păcatul este o stare, o natură, Noi nu suntem păcătoși pentru că păcătuim. Păcatul este o stare, o natură și asta înseamnă că dacă păcatul este o stare, nu o consecință a faptelor, atunci și îndreptățirea este o stare, nu o consecință a faptelor noastre. Am aflat că noi suntem îndreptățiți, nu doar justificați. Pentru că sistemul judiciar se ocupă în general de, de, de fapta omului. Când îndreptățirea este mult mai mult decât o justificare, este o îndrept, mai mult decât o o, o o grațiere, este o naștere din nou. Și nașterea din nou are de-a face cu caracterul nostru, are de-a face cu ceea ce facem când nu ne vede nimeni, ceea ce facem atunci când, când suntem singuri. Am aflat că Domnia păcatului este rezultatul îndepărtării omului de Dumnezeu. Și păcatul este cu atât mai spurcat cu cât omul este mai îndepărtat de Dumnezeu, mai departe de el. Am aflat că mânia și pedeapsa lui Dumnezeu nu sunt intenții sau planurile sale, ci consecințele ale neascultării noastre. Și în ultimul rând am aflat că planul mântuirii nu este un plan al pedepsirii păcatului, ci un plan al restaurării, al victoriei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a trimis Fiul în lumea aceasta să moară pentru noi, doar să moară și să ne primească în împărăție, ci Hristos a murit ca să ne păstreze în împărăție, ca să fim ai Lui pentru vecie, ca să fim ai Lui pentru vecie. Și asta e o siguranță extraordinară pe care noi avem, dragilor. Hristos nu a murit doar ca să ne primească, să vină, să vină și să zică veniți, ci să ne păstreze acolo, să fim ai Lui pentru vecie. Vreau să continuăm să ne uităm puțin la pledoaria uh, apostolului Pavel din Roman, capitolul 5. Și îmi dau seama că antecedentele lui Pavel a, a format din acest personaj, din acest mare apostol o, o combinație frapantă. A fost, a fost născut evreu, a știut limba ebraică aproape la perfecție, a avut cetățenie romană, Apostolul Pavel a învățat la, la picioarele un, unuia dintre cei mai mari înțelepți, Gamaliel. A înțeles cultura greacă. A fost pregătit într-un mediu ebraic. Pentru, pentru Apostolul Pavel, Evanghelia era cea mai importantă mișcare ecumenică și Roma era centrul unei lumi pentru care a murit Hristos. A, fost, a, a beneficiat de o capacitate intelectuală uriașă. A fost un, un om extraordinar de, de, de înțelept. Cred că nu greșesc dacă îl punem pe, același, pe aceeași treaptă cu Moise, cu omul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Moise despre care se spune că a cunoscut toată înțelepciunea Egiptului, dar pe care a socotit-o pentru Hristos ca un gunoi. Asta spune Evrei, capitolul 11. Și acest om al lui Dumnezeu spune în Romani, capitolul 5, de la versetul 1. Așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru, Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. În general, e un lucru mare să treci o prăpastie. E un lucru anevoios, e un lucru greu. Ai nevoie de elemente ajutătoare, ai nevoie de o punte, care să te ajute să treci peste propastie. Și ca să ai o punte, ai nevoie de doi piloni. Ai nevoie de doi stâlpi solizi, care, susțină, care să susțină greutatea punții și să, să fie tare, să reziste la intemperii, la calamități, atunci când natura nu este prielnică. Ai nevoie de do doi piloni solizi. Și avem nevoie de doi piloni pentru a construi o punte. Asta e o poză făcută de Timea în 2013. De-a lungul timpului, de-a lungul timpului, au fost nenumerate tragedii care s-au întâmplat, nenumărate poduri care s-au prăbușit, datorită faptului că pilonii, datorită faptului că unul dintre stâlpi nu a fost destul de solid. Am citit nu de mult despre o tragedie din, din Statele Unite. În anul 1940, în Tacoma, Washington, s-a prăbușit unul dintre. în anii 30 era al treilea cel mai mare pot suspendat din lume. Și datorită faptului că, că, pilonul, că pilonul nu a fost solid, podul s-a prăbușit. În 2011 am avut Harul pentru prima oară să fiu aici, pe podul acesta. Uh... Am citit puțin de, de, de podul ăsta, am, am vrut să să, să văd puțin de, de istoria lui. A fost inaugurat în 27 mai 1937 și e unul dintre cele mai faimoase poduri din lume, Golden Gate sau Podul de Aur din San Francisco, care leagă orașul San Francisco de Sau Salito. Are o, o lungime totală de aproximativ 3.000 de metri, 3 km. și este unic în lume pentru că este singurul pod ridicat la peste 150 de metri deasupra nivelului apei. Am fost în 2011 pe acest pod și vă mărturisesc că uh, poza asta e una dintre puținele poze care pot fi făcute astfel încât să vezi și celălalt mal. Datorită climei din San Francisco, norii sunt foarte jos și rare ori poți vedea celălalt mal. Stând pe un mal, rare ori poți să vezi cealaltă parte. Uh. A, a podului. Uh, vă spun sincer că m-am cutremurat prima oară. L-am luat, m-am și, am, am, am și plimbat pe el, ne-am și plimbat și am mers și cu mașina. Dar înainte să ne plimbăm, vă zic sincer că am fost puțin transpirat, am avut puține emoții când l-am văzut cât e de lung, cât e de mare, până mi-a spus socrul meu, bă, dar stai liniștit, mă, tu nu vezi câte, câte mașini pe, el, nu o să prăbușeam un podul sub greutatea ta, că nici nu ești așa de gras. Și mi-am dat seama că podul ăsta are doi piloni solizi care, care ține podul acesta. Și vreau din toată inima să aveți în minte imaginea asta până la sfârșitul mesajului. Pentru a trege o punte, pentru a avea o punte, avem nevoie de doi piloni, de doi stâlpi. Roman capitolul 5, o să mai citesc o dată primele trei versete. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în slavei slavelui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Evreii, când citeau Pentateulul erau foarte atenți la absolut orice detaliu, la absolut, la fiecare iotă, la fiecare virgulă. În Cuvântul lui Dumnezeu sunt cuvinte mici, sunt conective, pe care deseori. Le trecem, le trecem, cu vederea. Și vreau să ne oprim puțin la acest cuvânt deci. Pentru că acest cuvânt deci ne, ne obligă, ne trimite înapoi la capitolul 4 din, 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 din Romani. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Și întrebarea care se naște, ce legătură are asta cu noi? În secolul 21, la 2000 de ani după ce s-a scris textul acesta, dacă îl citim puțin mai departe, vom vedea care are legătură mare cu noi. De aceea, credința aceasta este socotit ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că ea a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Isus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de regilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Apostolul Pavel își construiește întreg eșafotajul cărții, cărții romani, pe patru concepte foarte importante. Fără de lege, moarte, neprihănire și înviere. Și dacă o să citim toată cartea romani, o să vedem că aceste concepte îs ca un light motiv la Apostolul Pavel. Nu numai în cartea romani, dar în special aici. Și între aceste concepte există o legătură foarte importantă. Pentru că fără de legile noastre au cauzat moartea Domnului nostru Isus Hristos, care a cauzat învierea Lui și, bineînțeles, învierea Lui a cauzat neprihănirea noastră. Suntem puși în fața a, unor, a, a patru concepte, patru idei, din care, pentru mine, de multe ori trei sunt certitudini. Și una e o variabilă. Îi cineva de aici care poate să spună, cu voce tare că nu-i păcătos. Are cineva curajul să ridice o mână sus să zică că el nu-i păcătos? Cred că e o certitudine pentru fiecare dintre noi că suntem păcătoși, nu? Cred că e o certitudine pentru marea majoritate faptul că Isus Hristos a venit să moară pentru noi. E o certitudine asta. E o certitudine și faptul că Isus Hristos a înviat a treia zi după Scripturi. Faptul că, că în Duminica Învierii, Cristos a călcat pe moarte și a învins-o pentru totdeauna. Și boldul morții a fost învins pentru totdeauna. E o certitudine asta. Avem o problemă și de deseori avem o problemă cu faptul că noi suntem neprihăniți. Că noi suntem socotiți, îndreptățiți prin ceea ce Hristos a făcut. De multe ori avem privirea ațintită, a, ațintită înspre noi. Și când, când, de, de cele mai multe ori, atunci când avem privirea ațintită asupra noastră. Îți este greu și ne este greu să ne considerăm ne neprihăniți, îndreptățiți. Pentru că noi ne știm eșecurile, noi știm căderile noastre, noi știm frământările noastre, noi știm ce am făcut săptămâna trecută. E greu să te consideri nepri neprihănit. Liniștea și pacea noastră vin din lucrurile certe. Și lucrurile certe sunt faptul că noi suntem păcătoși. Faptul că Isus Hristos a murit și faptul că Isus Hristos a înviat. Și asta înseamnă că moartea a fost învinsă pentru totdeauna. Și asta înseamnă că nu mai trebuie să ne fie frică. Când privim la noi avem mari îndoieli. Și vă dau dreptate. Cum să n ai îndoială când privești la tine? Dar noi trebuie să ne întoarcem privirile de pe noi, pe Hristos. Și toată, toate reflectoarele trebuie puse pe El. Noi trăim într-un context al Lui deja, dar nu încă. Noi am experimentat deja parte din împărăția lui Dumnezeu. Am experimentat-o. Am experimentat-o prin nașterea din nou, am experimentat-o prin botez, am experimentat-o prin mărturisirea în apa botezului a Domnului Isus Hristos, am, exper am experimentat par parte din împărăția lui Dumnezeu de fiecare dată când venim și participăm, participăm la Euharistie, la cina Domnului. Experimentăm împărăția lui Dumnezeu de fiecare dată când venim aici și ne adunăm împreună experimentăm împărăția lui Dumnezeu, de câte ori avem părtășie. Dar vom gusta 100% din împărăția lui Dumnezeu doar când vom fi acasă. Hai să vă citesc niște versete care sper din toate inima să vă întărească. Evrei, capitolul 2, de la versetul 5 la versetul 9. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. În adevăr, nu unor îngeri, a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiu omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrările mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui, în adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși acum, încă nu vedem că toate ei sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, îl vedem încurunat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin Harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. Când ne uităm în oglindă, când mă uit în oglindă, văd deseori un rob, nu un moștenitor. Dar noi suntem moștenitori și Cuvântul lui Dumnezeu spune că suntem moștenitori. V-ați gândit vreodată că voi o să, o să aveți toate lucrurile în mâini, că voi o să stăpâniți lumea asta? V-ați privit vreodată prin, prin ochii ăștia? Voi o să stăpâniți lumea. Asta, asta spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, noi o să-i judecăm pe îngeri. Vă vine să credeți. Când te uiți în oglindă, vezi de multe ori uh, Eșec, înfrângere, ești nemulțumit de, de, de tine. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune total altceva. Spune că noi vom stăpâni lumea, că noi vom judeca îngerii. Ca să ne rezolvăm îndoiala din inimă, trebuie să ne întoarcem privirile de pe noi pe El. Și astfel ne vom putea odihni în prezența Lui. Astfel... Nu vom mai trebui să, nu știu, să în catedrale, să ne julim pe genunchi, să ne autoflagelăm. Nu-i nevoie de asta. Hristos a spus odată pentru totdeauna s-a isprăvit. Și în acest s-a isprăvit, dacă îl credem, intrăm în odihna Lui. Nu mai trebuie să facem nimic decât să ne bucurăm în prezența Lui. Sunt multe momente în viață când avem îndoieli. Sunt foarte multe momente în viață când avem îndoieli. Sunt momente în viață când rugăciunile noastre nu par să, să, să meargă mai, mai, mai sus decât tavanul ăsta. Sunt momente în viețile noastre când rugăciunile sunt fără răspuns. Dar în, moment, în momentele dificile din viață, noi trebuie să ne întoarcem privirile de pe noi pe El. Vestia bună ne privește pe noi, dragilor. Da, ne privește pe noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ne privește pe noi, pe noi cei care l-am acceptat pe Domnul Isus Hristos. Dar vestea bună nu-i despre noi, îi despre El. Vestea bună vorbește despre El de la un capăt de la altul, nu despre noi. Isus Hristos este personajul principal. El este actorul principal, El merită toată slava și toată cinstea. Nu vă mai uitați tot timpul la voi. Ia, iar am greșit. Ia, iar... Când? mă va trăzni. Dumnezeu nu vă condamnă. 1 Corinteni, capitolul 15, spune așa. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am măsat înainte de toate Așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, și după aceea s-a arătat la peste 500 de frazi deodată, dintre care cei mai mulți sunt în viață. Pavel ne învață de ce trebuie să ne ținem. Și noi trebuie să ne ținem de, de faptul că Hristos a murit pentru păcatele noastre. După Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi, ăsta e primul pilon care a fost înfipt odată pentru totdeauna în țărâna de pe dealul Căpățânii, de pe dealul Golgotei, crucea lui Iisus Hristos. Și de, de asta noi trebuie să ne ținem tari. Crucea lui Iisus Hristos a fost înfiptă odată pentru totdeauna în țărâna de pe dealul Căpățânii. De aceea nu mai trebuie să ne fie frică, de aceea avem ceva tare. Asta e o certitudine. S-a arătat ucenicilor și la peste 500 de oameni. Și vorbeam cu Radu puțin înainte de, de, de începutul programului. Acum suntem cam 100 și ceva de oameni aici. E, e, e foarte adevărat că înainte ca Domnul Iisus Hristos să învie, nimeni nu a învins moartea, nu a fost niciun precedent. Oamenilor le vine greu să creadă că nu, are niciun, că nu au niciun precedent. La fel a fost și pe vremea lui Noe. Când Dumnezeu spune că i-a spus, spus, lui Noe că o să nimicească pământul și până atunci nu ploase, până atunci nu ploase pe fața pământului. Oamenii nu au crezut în ploaie și în potop, că nu au avut niciun precedent. E greu să crezi că n-ai niciun precedent. Și e foarte adevărat că, că în vierea Domnului Iisus Hristos a sfidat absolut orice lege, absolut orice rațiune și logică. Dar l-am întrebat pe Radu dacă 500 de oameni, dacă de 3 ori mai mulți decât suntem aici, de 4 ori, ar merge și ar depune mărturie în favoarea unui lucru, care judecător ar fi nebun? Să zică, nu, nu vă iau în considerare mărturia voastră, nu sunteți numai 500. Învierea Domnului Isus Hristos și faptul că El a învins moartea, asta e siguranța noastră, este certitudinea noastră. Capitolul 5 din Romani este un capitol care, care ne are în vedere pe noi, pentru că pe pocăiți. Pentru că capitolul 5 vorbește despre consecințele și beneficiile celor îndreptățiți prin credință. Primul pilon este sigur. Hristos a murit și a înviat și de aceea ne bucurăm în slavei lui Dumnezeu. Mântuirea are un început, un drum și un sfârșit. Mântuirea are un început, un drum și un sfârșit. Ce între început și un sfârșit poate fi o vale, poate fi un deal, un zâmbet și un suspin, un, o agonie și un, și un extaz. Poate o vale a umbrei morții sau una a plângerii, dar chiar și atunci aceasta poate fi prefăcută într-un loc plin de izvoare. Unele dintre cele mai frumoase versete din Scriptură pentru mine sunt din Psalmul 84. Și știu că și lui Adi îi plac mult l citit de multe ori aici. Psalmul 84 spune așa, Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci și ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia, valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, în Sion ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar oare ce este această nădejde a slavei lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune în Roman, capitolul 3, versetul 23. Așa, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de, de slava lui Dumnezeu. Păi asta înseamnă că slava lui Dumnezeu este ceva ce ne-a păcat. Slava lui Dumnezeu este ceva ce păcatul ne-a luat. Și nădejdea slavei lui Dumnezeu înseamnă, cu alte cuvinte, să primim înapoi ceea ce păcatul ne-a luat. Nădejdea slavei lui Dumnezeu înseamnă să primim înapoi ceea ce păcatul ne-a luat. Și nu vom primi înapoi slava lui Adam, ci vom primi înapoi slava lui Dumnezeu. Biblia este, în esență, istoria unei ființe create. Vorbesc de mine, de noi, de om, ca să poarte chipul lui Dumnezeu, ca să, aibă, ca, ca, ca să aibă chipul lui Dumnezeu. Având păcatul ca o complicație fundamentală, dar avându-l pe Hristos ca și personaj principal și având mântuirea drept intrigă unificatoare. Biblia vorbește despre o stare, despre o grădină, despre un Eden, despre un paradis, în care omul avea părtășie cu Dumnezeu în răcoarea dimineții, în fiecare zi. Despre asta vorbește Biblia. O stare care este zdruncinată de, de căderea omului, datorită neascultării. O carte care vorbește despre complicațiile acestei căderi, despre boală, despre suferință, despre păcat, despre moarte, despre ce s-a făcut pentru a fi rezolvat această problemă, despre cruce, care am spus că este primul pilon puternic vorbește despre rezolvarea acestei probleme prin înviere și prin Ierusalie. Nădejdea slavii lui Dumnezeu este să primim înapoi ceea ce păcatul ne-a luat. Și Roman, capitolul 5, n-am putut să, să nu, nu, nu spun versetele acestea. O paralelă între versetul 12 și versetul 18. Versetul 12 din Roman 5 Spune că printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Și versetul 18 spune că printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, dar tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Noi am fost creați să purtăm chipul lui Dumnezeu. Noi am fost creați să purtăm chipul lui Dumnezeu și asta spune cuvântul lui. Geneza, capitolul 5, spune așa. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. Și aici a avut loc o frângere. Hristos este chipul și slava lui Dumnezeu. Hristos este nădejdea întoarcerii noastre acasă. Doar El. El este poarta prin care noi putem intra. El este chipul și slava lui Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile acestei lumi. Coloseni, capitolul 1, și iertați-mă că vă trec prin atâtea versete, dar sunt incredibil de frumoase. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 15 la versetul 18, spune așa, El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii și stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al Bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Hristos în noi garantează ajungerea la slavă. Hristos în noi este nădejdea slavei. Tot Pavel spune asta în Coloseni, capitolul 1. Hristos în noi este nădejdea slavei. Al doilea pilon este slava lui Dumnezeu. Între cruce și slava lui Dumnezeu există într-adevăr o vale, numiți-o cum vreți. Există un hău pe care Adam l-a făcut și la care am contribuit și noi. Între cruce și slavă există asta. Sâne cazuri. Dar noi avem pace cu Dumnezeu și în baza acestui lucru, în baza faptului că noi am fost împăcați cu Dumnezeu, odată pentru totdeauna, ne bucurăm de nedeștea slavei Lui. Între ele sunt necazuri între cruce și slavă. Dar din pricina siguranței celor doi piloni, a crucii și a slavei Lui Dumnezeu, ne putem bucura de necazuri. Și asta e un lucru extraordinar. Fiecare biruință ascultării noastre, fiecare mică victorie pe care o avem în viața aceasta, fiecare biruință, oricât de mică ar fi ea, aduce nădejdea care nu înșală. O nădejde care nu înșală. Voi vă da seama? Asta e o certitudine. Asta nu vă înșală niciodată și nu vă înșela niciodată. Știți de ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și mă rog din toată inima, ca nu cu asta, dacă, dacă numai cu asta rămâneți din, din, din predica din dimineața aceasta, suntem cu toții câștigați. de aceasta nu înșală, pentru că dragostea a fost turnată și Duhul Sfânt ne-a fost dat. Sunt două verbe la trecut, sunt două acțiuni care au fost realizate. Și mă rog din toată inima ca să înțelegem cu toții asta, odată pentru totdeauna, odată pentru totdeauna. Știți când au fost terminate acțiunile astea? În seara învierii, în Ioan capitolul 20, Domnul Iisus Hristos, Vine între ucenici. Și Ioan, capitolul 20, spune în detaliu, povestește în detaliu despre acest episod și spune la un moment dat că Domnul Iisus Hristos i-a salutat cu pace, pentru că ucenicii erau speriați. A venit și le-a arătat mâinile lui și coasta lui străpunsă și ucenicii s-au bucurat. Și în momentul acela, Iisus, cu cuvântul lui Dumnezeu spune că Isus Hristos a suflat peste ei Duh Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată și Duhul Sfânt ne-a fost dat. Sunt două acțiuni realizate. Duhul Sfânt a venit în viețile credincioșilor și în viețile apostolilor, nu, nu în baza meritelor noastre. Și asta vreau să înțelegeți foarte clar. Nu datorită strigătelor noastre sau a noastre. Nici vorbă. Duhul Sfânt a venit în viețile oamenilor datorită și în baza a ceea ce a făcut Hristos la calvar datorită a ceea ce a făcut Hristos la calvar. Un creștin fără Duh Sfânt este o contradicție în termeni, nu există așa ceva. Aviz celor care... Nu, nu mai zic. Duhul Sfânt ne-a fost dat odată pentru totdeauna. Și El ne călăuzește, și El ne ghidează, și El ne mustră atunci când greșim, și El ne ajută, și El mișlocește pentru noi cu suspine negreite, și El ne ajută. Atunci când nu știm să ne rugăm, spune Cuvântul lui Dumnezeu în Romani 8 că El e lângă noi și ne învață cum să ne rugăm. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în Inima Ta și in Inima mea odată pentru totdeauna, și Duhul Sfânt ne-a fost dat o dată pentru totdeauna. Să nu vă mai puneți niciodată întrebarea dacă sunteți mântuiți. Oare am eu siguranță și certitudinea mântuirii? Normal că o veți. Sunt certitudini și lucruri și piloni pe care vă puteți baza viețile. Nu există așa ceva. Dacă tu ești născut din nou și, 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 și ești, și ești născut din nou, cred din toată inima, nu-ți mai pune întrebare că, vai, ce să va întâmpla ziua de mâine, vai, dacă râzi, eu cumva mântuit. Sora lui bunica a fost o, 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 o femeie extraordinară. L-a iubit pe Dumnezeu din toată inima ei. S-a pocăit la vârsta de 16 ani. A murit la vârsta de 87. Și datorită fraților neînțelepți, când a fost pe patul de moarte, acolo în suferință, ori veni frații și au zis, oare, n-ai făcut tu ceva, mă, de te chinui? Dacă cumva nu ești mântuită, după 70 de ani de viață umblată de mână cu Domnul Iisus Hristos, să vină cineva și să spună întrebarea asta și să vină să semene îndoială în inima ta. Noi avem doi piloni pe care ne putem baza. Unul e crucea lui Isus Hristos, care a fost înfipt odată pentru totdeauna și prin moartea lui Isus Hristos, boldul morții a fost înfrânt odată pentru totdeauna. Și noi avem certitudinea învierii împreună cu el. Și al doilea pilon pe care ne putem baza viețile, e înădeștea slavii lui Dumnezeu. E slava lui Dumnezeu. Între cruce și slavă, da, e posibil să aveți necazuri, să avem necazuri, dar ne bucurăm în ele. Pentru că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință, biruința aduce... Nici nu mai știu ce aduce. Nădejdea care nu înșală. Asta aduce biruință. Nădejdea care nu înșală. Să nu vă mai lăsați mințiți niciodată. Să nu uitați niciodată că Duhul Sfânt vine în viețile noastre, nu datorită meritelor noastre, nu datorită faptului că ne dăm noi cu capul de pereți. Și urlăm din toată inima, cu tot respectul pentru cei care, care fac lucrul ăsta. Dar Duhul Sfânt vine în viețile noastre prin, 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 și pe baza a ceea ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. Hristos, despre El este vorba. Știți ce îmi place cel mai mult din, din capitolul 5 din Romanii? Faptul că pe când eram noi încă fără putere, pe... pe, pe faptul că pe când eram noi încă păcătoși, cu alte cuvinte, când ne-am pomenit în fața mâniei lui Dumnezeu. Când ne-am pomenit în fața mâniei lui Dumnezeu și n-am avut nicio scăpare, Hristos a venit și a murit pentru noi. Și a plătit păcatele noastre odată pentru totdeauna. Și atunci de ce ne uităm unii la alții ca la niște robi, că noi suntem fii de Dumnezeu, că noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că avem, avem în mâna noastră toată lumea asta, că noi vom judeca pe îngeri. Voi vă dați seama ce, ce, lucru extraordinar. Noi nu suntem niște nei ca nimeni. Vorba lui Gabi Sandu, unde e? Niște ciuriburi. Noi nu suntem. Noi suntem copii de Dumnezeu, cu, doi piloni extraordinari pe care, de care ne putem agăța în vremuri, în vremuri grele și în vremuri de nenorocire. Crucea și slava lui Dumnezeu. De aceea așteptăm cu răbdare în vale, de aceea stăm liniștiți, pentru că avem doi piloni de care ne putem agăța. Crucea și nădeștea slavei sale. Vreau să vă las un verset din Romani 8.29 Căci pe aceea pe care i-a socotit mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie, ziceți voi, asemenea chipului fiului său. Oare nu chipul ăsta e nădejdea slavei viitoare? În încheiere vă mai las un verset. Și asta ne responsabilizează. Faptul că noi purtăm chipul fiului său ne responsabilizează pentru că ce a costat scump pentru Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. Vreau bine să înțelegeți lucrul acesta. Asta nu înseamnă că stăm relaxați în sensul lumesc, că oh, no. putem face orice nouă, nici vorbă. E un har costisitor, pe Dumnezeu l-a costat mult. Fiindcă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare dintre voi, spune cuvântul său, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, și cu sângele scump al lui Hristos. Mielul fără de și fără pată. Nădejdea slavei lui Dumnezeu, să nu uitați niciodată asta, asemenea chipului fiului său, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii lui Dumnezeu și suntem și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Și asta e o nădejde extraordinară. Asta e un pilon de care vă puteți agăța și ne putem agăța cu toți. Priviți-vă în oglindă prin alți ochi. Voi aveți o valoare extraordinară. Aveți o valoare extraordinară și sunteți îndreptățiți. Și ceea ce a făcut Hristos pentru voi e pentru totdeauna. Odihniți-vă și stați relaxați în prezența Lui. Bucurați-vă de El. Și o să fiți binecuvântați. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.